75 de copii de la 3 parohii din municipiul Tecuci au participat astăzi la tabăra de vară, vacanța din pridvorul bisericii, organizată de Arhiepiscopia Dunării de Jos. Tabăra a avut loc la Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni din localitatea Cârlomănești, județul Galați. Pe durata întregii zile au fost susținute 3 cateheze, ce au oferit tinerilor posibilitatea de a întreba și de a primi răspunsuri la problemele ce îi preocupă. De asemenea, au avut loc un program artistic moderat de o profesoară de chitară din parohia Bucești, precum și un program de informare medicală susținut de o studentă de la Facultatea de Medicină. Seara, copiii s-au strâns în jurul focului de tabără.